Românii nu s-au grăbit să-și planifice concediul de vară din acest an, chiar dacă agențiile de turism îi așteaptă cu oferte timpurii cu prețuri mai mici. Potrivit unui studiu realizat de Mercury Research, numărul românilor care nu merg în vacanță se va dubla față de cel de anul trecut. Astfel, jumătate dintre ei nu și-au făcut planuri de concediu. Pe lângă lipsa banilor, Giurgiu Veni invocă și indisponibilitatea de a absenta de la locul de muncă, iar în aceste condiții, ideea unei vacanțe este tot mai incertă. Veți merge în vacanță anul acesta? Nu, nu mergem. De ce? Păi am luat deja concediu și nu mai am. Deci nu veți ajunge anul la mare sau la munte? Nu, nu e compromis anul ăsta. Banii sunt o problemă? Și ei, în mare parte. Dar nu mai se poate. Pensionari, cu pensia așa mică, bătrâni, nu ne mergem noi în vacanță, domnișoară. Nu, noi mergem la doctori. Nu cred. De ce? Pentru că nu sunt bani. Anul trecut ați fost? Am fost cu copii, da. Și acum nu se mai poate? Nu, nu mai se poate. Da. Unde mai exact? Cred că la Bulgari. Da. Ați mers în fiecare an? De 3 ani încoace am fost la Primorscu. Anul acesta jumătate dintre români au spus că nu vor merge din cauza banilor. Noi am luat bilete acum de curând și sunt discounturi. Nu știu, e prea devreme să mă gândesc. Probabil că o zi, două, trei, nu ceva de durată. Banii sunt o problemă când vă gândiți? În primul rând, banii. Veți merge în vacanță anul acesta? Nu știu sigur. Nu v-ați gândit la asta? Încă nu m-am gândit. Banii sunt o problemă? Da. Niciodată nu o să fie bani așa pe încât să vine pentru o vacanță, poate, dar întotdeauna există priorități, mai ales acum pe criza asta financiară. Pentru cei care totuși merg în vacanță, țara noastră rămâne atracția turistică cea mai importantă și în acest an. Operatorii de turism îi mai așteaptă pe români cu oferte early booking până la finalul lunii martie.